Un părinte disperat, al cărui copil este bolnav sau răcește frecvent, este dispus să încerce orice. Și, din fericire, tot mai mulți află despre terapia Bowen. Tehnica Bowen este o terapie holistică ce se bazează pe declanșarea capacității de autovindecare a propriului nostru corp. Iar la copii se pare că funcționează. Ne explică mai multe despre aplicabilitate Oana Hărăguș, terapeut. Terapia Bowen la copii și la bebeluși, de exemplu la bebeluși, poate fi folosită pentru colici, pentru glande lacrimale blocate, pentru agitație sau probleme de somn. Iar la copii, pe orice problemă există în organism. De exemplu, răceli prea frecvente. O răceală 2-3 pe an sunt absolut normale pentru resetarea imunității. Dar răcelile prea frecvente, cu complicații de tip pneumonie, bronșiolite, înseamnă că există o deficiență imunitară. Copii cu ADHD răspund excelent la terapia Bowen. Autismul, de asemenea. Copii care au probleme de sănătate în urma infestărilor cu paraziți, care sunt mult mai frecvente decât se crede. Și astăzi o să exemplificăm exact o procedură care resetează imunitatea, o procedură care se numește procedura de Cochise din Bowen. Cochise este o zonă extrem de sensibilă care face un reset al imunității extrem de profund, de aceea de multe ori după această procedură copilul poate să aibă un puseu de febră și atenție deosebită, că în perioada în care copilașii fac primii pași, de multe ori se pot produce căzături grave pe Cochise, cu lovitură pe noadă, cum se zice popular. Aceste lovituri trebuie imediat remediate, pentru că dacă nu, pot să aibă urmări pe termen lung, fie în imunitate, uneori chiar în fertilitate, pe mai târziu la vârsta de adult. Cu ce se începe întotdeauna o procedură Bowen? Cu o deschidere a porții vieții. Aici este poarta vieții. Ce înseamnă? Se face o mișcare delicată pe poarta vieții. Cu această mișcare, ce se întâmplă? Se deschide fluxul de energie în tot corpul. De aceea mulți copilași simt cum se declanșează o senzație de căldură în tot corpul, se liniștesc. Copii care sunt foarte agitați, se întâmplă chiar să adoarmă profund aici pe pat. Acum lăsăm pacientul acoperit, relaxat, 10-15 minute. Terapia Bowen nu are contraindicații, iar copiii nu simt niciun disconfort în timpul procedurilor. Din contră. Mișcările Bowen sunt întotdeauna foarte delicate. Copiilor le place. După prima ședință, orice copil, chiar dacă este agitat sau mai timid sau mai rușinos și vine cu un pic de rețineri, la terapie, deja la a doua, abia așteaptă. Toți îmi spun la sfârșitul ședințelor că abia așteaptă să mai vină. Practic, ce se întâmplă? Subconștientul lor înregistrează binefacerile care se întâmplă în corp și atunci
Ei, nu există practic în Bowen placebo, pentru că copiii și bebelușii nu se autosugestionează. Ei pur și simplu simt că le face bine și mai vor. Și voi, dragi părinți, îmi puteți spune ce subiecte doriți să abordăm la Mama TV. Dacă aveți sugestii sau întrebări, îmi puteți scrie pe alexandra@mamatv.ro.